Astăzi, la Casa Tineretului, a avut loc o primă etapă a proiectului cu fonduri europene Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală a municipiului Câmpina. Este vorba despre reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate. Practic, dacă părintele, că tot îl văd aici în sală, vă mulțumesc pentru participare, dorește să facă o cantină socială la care să ia persoane din zona marginalizată sau să se implice în domeniul ăsta, sau o grădiniță socială, sau un centru social multifuncțional. Și noi avem în strategie și am descoperit în urma consultării cu comunitatea că se pretează o astfel de acțiune, poate veni și propune grupului de acțiune locală să îi se financeze această inițiativă. La discuție au participat în mare parte cetățeni de etnie romă. Ideea de bază este că această strategie poate primi până undeva la 7 milioane de euro, din care aproape 90%, adică vreo 6 milioane și ceva, da, s-ar duce în proiecte promovate de diverse entități din municipiul Câmpina. Fie că vorbim de școală, fie că vorbim de primărie, fie că vorbim de spital, fie că vorbim de fundații, fie că vorbim de asociații, fie că vorbim de persoane fizice sau grupuri de inițiativă, toate aceste proiecte vor fi promovate de către dumneavoastră. Nu Galu va face proiecte. Nu Galu va promova proiecte și le va aproba singur. Nu. Dumneavoastră veți face proiectele în acord cu ceea ce scriem noi în strategie, de aceea v-am chemat acum și discutăm și o să dezbatem un pic pe mail-uri strategia. Cred că avem o șansă foarte importantă de care Valentin v-a spus deja, în măsura în care în următoarele 3 săptămâni sau 2 săptămâni când ne-au mai rămas, reușim să punem cap la cap din problemele pe care le-am identificat soluții care vor fi convingătoare pentru minister. O să putem să primim banii pe care îi cerem în limita 7 milioane de euro, că vor fi 4, 5, 6 milioane de euro. Și asta înseamnă că în următorii 4-5 ani, proiectele de dezvoltare în Câmpina sunt asigurate. Durata de implementare a proiectului este de 5 luni.